Hai, noroc la toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de GTA Vice City Stories. De asta vom continua cu încă 3 misiuni, cum am făcut și data trecută. Deci, hai să începem. Phil, where are you? Phil, it's me, Vic. Put your hands where I can see them, boy. You think you can come here and rob me, probably try to rape me? I know you're kind. Phil, it's me, Vic, your brother in arms. I'm gonna teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm gonna give you a shotgun suppository. Whoa! Phil! It's me, Vic. Oh, my. Vic Vance. Vic, why didn't you say so? Good to see you, brother. Come here. Let me squeeze the fart out of you. Oh, I'm sorry about Bruce, man. He was the best. Hey, I can still see the smile on his face when he shot that little gook. Bang. Go to hell. Damn. Have you been drinking? What do you think? Listen, we gotta go. I got something to show you. Come on. Come on. Come on, now. Hold on. You're gonna drive? Let's go! Maybe I should drive, man. Damn stick shift! Da, îmi place cum prima oară în viața noastră nu trebuia să conducem, dar din păcate Phil e beat și nu facem nicio treabă. Da, precum ați văzut, aproape ne-a omorât nebunul. I'm just trying to make an honest living, man. But they're organized. I can't compete, man. No, this used to be a fine country. Da, cum spuneam, aproape ne-a omorât și acum mergem cu el să omorâm niște cholos. Cholos fiind acei mexicani pe care i-am omorât în a doua misiune din acest joc. Felt for sure some cholo would be here. Those scumbags are always crossing the law. Let's not hang around here, Vic. Cops make me nervous. I hear you, man. Sometimes I skits out and kill a lot of them. Say, I know another place those damn cholos might be. Da, ne punem să mergem la spital. Dacă nu v-ați dat seama, aceasta este cum ar fi o misiune de tutorial să ne arate secția de poliție și spitalul. Strike 2. Where are they? This could take hours. Good job. I brought a little something to drink. Nu mai bea nimic, caută-l pe cholo. Cholo bastard, there he is, cholo bastard. Mereu mi-a plăcut mașinile lor, sunt bazate pe exact ca pe acel sabre. Cred că este un sabre turbo modificat. Cholos, who do they think they are? Messing with me? Phil Bitch Killer Cassidy? Bitch Killer? Ce mă, tu omor, fufe? A, da, precum vedeți, caracterile în acest joc trag din mașină exact ca în San Andreas, ceea ce e foarte, foarte folositor. Și nu e că nu nimerește, chiar îl nimerește, chiar îi dă damage la mașină. Aia are AI-ul bun, dar totuși nu face logică, fiindcă e bad feel, cum pui mi trage, nu știu. Frumos. You need to get my car fixed up, Vic. Old girl ain't looking so good. Da, așa cum am zis să ne arate paint spray-ul, deci misiune de tutorial toată ziua. Da, aici este și paint spray-ul. Deja știu treaba asta, m-am jucat Vice City de 70 de ori cu harta pe de rost. Boy, she is looking like a daisy now. Da, îi place lui Phil cum îi arată mașina. Șmecherie. Da, habar nu am ce am făcut de îl vor lăsa în pace pe Phil Cioloșii, dar avem un mesaj tot de la el, de la Phil, spune că cumnatul lui, Marty, caută tipi buni ca mine. Adică, practic are afacere și are nevoie de noi, dar nu vom merge la Marty astăzi în episodul ăsta, vom merge în episodul următor, dacă nu în celălalt, habar nu am. Phil, what's going on? You're a mess. I'm not drunk, I'm just resting my eyes. Okay, so what's going on? My boom shines. About to get blown sky high by a bunch of angry scumbags. Damn it. What? Yeah.
Them cholos are gonna blow up my liquor. There's so much of it at the warehouse. One match, blow it all the way to Tennessee. Tennessee, here I come. Phil, come on. Let's deal with this. The thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never, ever told me I was special. In fact, he used to beat me. Especially when he caught me staring at my cousin or my sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. And how exactly is this helping? The tragedy of it is, I'm just like him. I am a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. I'm coming home, Daddy! Yeah, Daddy, I'm coming home! You're pathetic. Da, se pare că cumva Phil s-a ridicat și vom merge să-i luăm țuica explozivă din garajul lui ce a fost dat în flăcări de Cholos. Precum am bănuit, nu lasă deloc în pace pe Cholos pe Phil, doar fiindcă au omorât pe unul dintre ei, din potrivă îl va ataca și mai rău. Da, ne vom vedea la acel garaj. I could have sworn I locked this place up. Phil, don't open the... Daddy! Scheming Cholo bastards body trapped my place. Ain't no use running. When that boom shine blows, we're all gonna die. Get a grip! I'll get your damn liquor. I'll back the truck up to the door. You load her up. Da? Misiunea aceasta nu este chiar atât de grea, dar totuși este destul de enervantă. Va fi un timelapse pe scurt. Mama, și la limita am pierdut misiunea. What the fuck? I better put these babies in some safe place, huh? Aproape că am pierdut misiunea, dar totuși am trecut. Ceea ce e perfect. Încă un mesaj de la mătușa, nu bunica. Știu că am spus bunica în episodul trecut, de fapt e mătușa, Enid. Spune dacă a mai vorbit fratele nostru cu noi, nu și-a făcut treburile de casă din nou. Referindu-se la Lens, fratele lui Vic, nu și-a făcut treburile pe-n casă și nu știe ce are de gând, mătușa, Enid. Nu știe ce are de gând acest frate al nostru. Da, oricum, ne vedem la ultima misiune de astăzi. Da, și aceasta este ultima misiune de astăzi, deci hai să vedem ce ne oferă. Hey, look who it is, Victor Vance. What's going on, amigo? You want some smoke? Fuck you, Martinez. Relax, you're so fucking histrionic, it's like hanging out with a bitch on her period. You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is, you work for Phil, and Phil works for me, which makes you my bitch's bitch. Figure that out. Man, this shit is heavy. So you had better play nice if you want to get paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? Fuck you. Hey, change the record, baby. Fuck you, fuck you, fuck you. What did you expect me to do, huh? I didn't screw you over for fun. I was saving myself, and you would do the same, and don't pretend otherwise. I had a career. So what? You got kicked out of the army. Big deal. Hey, I told Phil about some guns I can sell if you can get them. Hmm? Hey, Phil, don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out. Get paranoid. Sure. Later, Jerry. Come on, Vic. This should silence any asshole following me. I need some backup, Vic. I know some guys that'll... Da, se pare că n-am întâlnit cu Martinez. Și trebuia să-l bată Vic, dacă era în locul lui. Trebuia să-i dea una să... Nu, eu mi-l...
car. We better not be being followed. I'll rip those bastards' livers right out of their sides. Chill out, man. There ain't no one following us. Da, am făcut un șare fil cu urmăritul. Nu urmărește nimeni, frate. Da, eu o să geam de gât pe Martinez, îl omoram acolo. Da. Hey, fellas, come on. We're gonna make some money. They're good guys, Vic. Just always so quiet. Maybe I shouldn't trust them. Ok, și acum vom merge la acel camion de arme despre care vorbea Martinez. Da, oricum, ne vedem la ăla. Îl oprim repede și ne vom întoarce la fil. Bun. I'm gonna take the truck back to my place. Anyone follows me, you give them hell. Și acum va trebui să ne bazăm pe AI-ul lui Phil să ajungem acolo la casa lui cu bine. Omorâți. Mama, ne-a cam dat damage puțin, ceea ce e urât. AI-ul lui Phil în această misiune nu prea este programat cum trebuie. Dacă rămâne blocat de ceva, să ați liniștiți, o să scape, dar o să-i coste damage, ceea ce e aiure. Da, vedeți și voi cum face. S-ar putea unor să se blocheze aici, dar stați liniștiți, va scăpa. Bun. Și asta a fost și misiune. Ok, avem un mesaj de la Len. Ne salută, ce că salut frate. Enervează mătușa Enid, îl enervează. Ne întreabă dacă poate să vină și el cu noi. Să facem o echipă în acest oraș. Vă spun un mic trivia. Vic nu prea suportă pe Lens, deoarece este un falci de cooperator, cineva de avea în echipă. Nu face treaba cum trebuie, te bagă în belea, nu se descurcă deloc. Deci răspunsul lui Vic ar fi nu la întrebarea lui. Da, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Se pare că ce am spus eu mai devreme este adevărat. În episodul următor vom merge la Marty, cumnatul lui Phil. Vă salut. Asta a fost tot.